tada, nu știu, în Americo, cineva erau, salut! Yeah, yeah, I see. That was the Brezhnev kiss, but the smell was not the same. Mirosul n-a fost același. Thanks a lot. L-am introdus pe Sigmund în tema. Hai, mă, nu mă învinuiți de chestia asta. Primul sărut în direct. Vai! Ok, Sigmund. That was her first kiss. She did not kiss before. First. In Moldova, you're not allowed to kiss before you're 22. Nu-ți dai voie în Moldova să te săruți dacă, da, dacă n-ai... Da, într-o țară comunistă, de-aia, vă dați seama, am avut... Te săruți doar după căsătorie. Kissing after the marriage. Tell us more about the charity thing, because we need to be in the topic. Mai mult despre concertul de binefacere. This charity has been from 2003, it's for disabled children to try to connect them up with music, so they participate in the music. And Osmo Brovic is a very passionate guy. Da, apropo, l-am cunoscut. Din 2003 durează această inițiativă. Osmo Brovic? Yes. Da, este numele norvegianului care o tot ține să unească, să încearcă să îi îmbărbăteze pe copii cu dizabilități. De fapt, el este fondatorul acestui proiect și i-a reușit să-l mențină de atâta ani. Eu propun să vedem acest reportaj, după care revenim. So we can take a look at the subject and then we're coming back and she'll discuss upon it. Yes. Haideți așadar să vedem cum ieri, în incinta Teatrului de Vară, a avut loc cel de-al doilea festival de caritate pentru copii cu dizabilități, despre care tocmai discutasem. Haideți să vedem. Fericire, dragoste și zâmbete. De asta au avut parte în acest weekend copiii cu dizabilități din întreaga țară la concertul Another Smiling Face. Evenimentul a fost organizat în exclusivitate pentru ei. Proiectul demarează din 2003 în Republica Moldova. Din 2005 sunt coordonatorul proiectului aici. Am luat acest proiect în mâinile mele pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și anul trecut am pus bazele la primul festival aici în Republica Moldova și mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Fondatorul proiectului Another Smiling Face este norvegianul Osmund Brovik, care de 7 ani menține acest act de binefacere cu toată dragostea, oferindu-le copiilor cu dizabilități posibilitatea să se manifeste și în scenă. Am planificat acest festival de 7 ani, deoarece noi mergem la diferite orfelinate cu mici concerte pentru copii cu dizabilități. Și de acolo i-am adunat pe toți și am dat startul acestui festival. Băieții s-au educat foarte bine. I-au depus foarte mult efort și au avut mare dragoste să învețe melodia, textul. Am învățat 2 săptămâni, am făcut piesa, am trimis și fetele au pregătit și dans. S-a primit foarte bine. No matter what they say, don't look around. Must make the day by day follow the sound. Vă place de Pașa? Da. Liber tu, liber tu, liber țăru. Eu sunt fericit și am acceptat din start ideea să facem un tandem, un cuplu cu cineva din băieți. Am zis de ce nu, pentru că sunt și ei exact ca noi. Foarte fericit că interpretez această piesă, pentru că Nico este un băiat foarte bun, eu l-am cunoscut și eu sunt foarte fericit că am fost invitat aici și le mulțumesc tuturor organizatorilor și toți cei care au făcut acest festival posibil. La concert au evoluat atât interpreți autohtoni cât și internaționali. Cei mai tineri oaspeți au fost băieții din România. Noi suntem trupa Phenomenon din România, București, o trupă de teenager în jur de 16 ani. Ne bucurăm să ne aflăm aici în Moldova, în Chișinău, să susținem acești copii. Printre toate aceste fețe zâmbitoare, am observat și un cuplu de îndrăgostiți care radiau de fericire. Aceștia și-au unit destinele acum 2 zile în Republica Moldova. Chiar dacă viața i-a pus în fața unor dificultăți, ei se bucură de fiecare clipă și trec peste orice obstacol cu zâmbetul pe buze. Da. Nunta a fost un vis pentru mine care mă durea. Acum el a devenit realitate. Părinții încep să creadă în copiii lor și să nu se mai rușineze de dizabilitățile copiilor. Și asta este, de fapt, scopul nostru cel mai important.
Cât de frumos și reconfortant n-ar părea, în același timp, poate nu asta ar trebui ocazia să fie ca noi să organizăm concerte. S-a dat domnul tot mai puțin astfel de ocazie. În asta dimineață, în platou, este Sigmund Frederik Vik, dacă nu greșesc, un norvegian care, iată, a venit la Ethno Jazz Festival, dar a rămas surprins de ceea ce înseamnă caritate în Republica Moldova și este interesat de aceasta. Care face parte din acest proiect. Da, vreau să te întreb, de ce anume Moldova și de ce norvegienii au hotărât să ajute acești copii moldoveni? Why would a guy from Norway would be interested in a charity campaign in Moldova? In Norway, I work as a music teacher, teaching kids for music. So for me, it's a big passion to be involved with. Lucrează ca un profesor de muzică în Norvegia și este o pasiune a lui, copii, să fie împreună copii. And of course, I find a girl from Moldova too, so it's a reason for me to come, of course, too. A și găsit o prietenă, a girlfriend. Povestește-ne. A găsit o prietenă. Really, are you in love with her? Do you think you shall come back and marry her? Absolutely. Vrei să te întorci, să te căsătorești? Okay. What's her name? Who's she? And why is she so special? Ce are atât de deosebit? Luba Tchaikovskaya. And she was a part of the Eurovision contest delegation from Moldova. So she were in Norway. E vorba de o fată pe care a cunoscut-o când a fost delegația noastră cu Olea Tira în Sunstroke Project la concertul din Norvegia pentru Eurovision. Yes, and the host in Norway, I know her because I've played with her son. So I went with Mama Inger, she's called, to Moldova, and then I met Yuba here. Interesant, wow. Niște legături pe acolo, doamnelor și domnilor, urmăriți acest serial de luni până vineri, un norvegian și un moldovean că s-au îndrăgostit la Eurovision. De norvegian și moldoveancă. Cuplul din reportaj, nu știu dacă ai fost atent, era vorba de o arbă din Norvegia și un orb din Moldova, care recent au făcut nuntă. Have you seen the couple? Have you heard about the Norwegian, Moldo-Norwegian couple of handicapped, disabled people? Sorry, please, I... There was a marriage like between here, two Moldova. Disabled people, a Norwegian and a Moldovan. Oh, no, I didn't see that. So, yeah, the last part of the pentru că știu că Osmund Brovig a organizat această nuntă și le-a făcut... Oh, yes, of course, I understand. Understand. I saw it, yes. Și cunoști ceva despre fata aceasta? Cine este? You know, any details about how they go on? No, I mean the couple. She's from Norwegia? The girl? Yes. Okay, the last thing, your plans. Ce faci după asta? My plans, today I'm my last plan because I'm leaving tomorrow. Tonight I'm going to play at the jazz cafe and we're going to play in a jam session and I'm going to meet up with the musicians that I'm going to play. You brought your guitar with you? Yes. Shadow's guitar? Yes. Și Luba Tchaikovskaya va fi acolo. There's going to be Luba Tchaikovskaya listening to you. Yes. Your girlfriend? Yes. Okay. Great. Va fi și Luba Tchaikovskaya, va fi și el acolo la jazz cafe? Jazz cafe. La jazz cafe puteți să-l vedeți pe Sigmund Frederik Vik în seara asta. Astăzi. La bas-chitară, da? Din câte nu greșesc. La un jam session împreună cu mulți alți băieți, admirați-l, căci mâine pleacă norvegian. Poate-l mai și întrebați de rude, mai știu eu, înhățați vreo cetățenie. Mulțumim, thanks a lot, tak, yes, tak, is the correct word. Thank you. Okay. Tak, așa se spune în norvegian, dacă vrei să mulțumești că vei spui tak. Goodbye, how? Hard. Da, nu contează, Alina, nu contează. Nu contează. Dar ei niciodată nu spun la revedere. Îi spun doar tak. Ok, thanks a lot. Thank you. See you later. Pentru cei care vor să-l vadă, îl vedeți mai târziu la Ethno Jazz. Voi, dacă vreți să auziți ce vă spune Mariana despre recomandări pentru fashioniste, da? Ce înseamnă să îmbraci o haină de bărbat și să te simți stilată. Și dacă vreți să aflați cine se parchează mai prost, bărbații sau femeile. Și dacă vreți, auziți pe Daniela Tudor spunându-vă câteva secrete pentru a fi într-o formă cât mai bună, fără traume la încheieturi și articulații. Rămâneți cu deșteptare după o scurtă pauză. Publicitar. Setu. Cât avem din publicitate? 30 seconds. Thank you, Sigmund. Thank you. Thanks a lot. Sigmund, how do you feel? You okay? From Germany? No, Norway. Norway. Sigmund, Frederik. Sigmund Frederik. Germanic. You can say Germanic.